Bun găsit la o nouă întâlnire cu sănătatea. Astăzi ne veți însoți în sala de operație, unde vom vedea împreună o intervenție pe viu, laparoscopie, alături de medicul chirurg Gabriel Dicu. Vă rog să ne urmați. Eu nu pot prezenta aici despre ce este vorba. Unitatea asta de chirurgie laparoscopică este de fapt o mini-uzină, are mai multe circuite, are vreo 4. Un circuit de imagine, după cum se vede, vom opera pe un monitor, un circuit de electrochirurgie, un circuit de aspirare-spălare și toate astea trebuie să fie în perfectă stare de funcționare, căci altfel operația nu poate fi desfășurată. Metoda a fost, să zic așa, implementată în anii 80. Prima operație laparoscopică a fost efectuată de un neamț, o apendicectomie laparoscopică, ZEMP se chema, în 1983 și apoi, prin 1980 și ceva, după 2-3 ani, a fost făcută prima operație de colecist, care o efectuăm și noi acum, deci în anii 80, tot de către un neamț, după care un francez, Philippe Mouret, care este considerat părintele chirurgiei laparoscopice, a introdus noțiunea asta de chirurgie mini-invazivă. Adică noi operăm pe niște găuri, nu mai deschidem abdomenul, ceea ce este un deziderat pentru chirurgi de ani de zile, să rezolve, să zic așa, patologia chirurgicală cu un traumatism minim asupra bolnavului. Metoda presupune crearea unei camere de lucru. Deci noi avem aici un dispozitiv care insuflă dioxid de carbon și care creează o cameră de lucru între peretele anterior al abdomenului și organele bolnavului. Găurile astea au câte un centimetru fiecare, de aceea se și cheamă chirurgia prin gaură de cheie, să zic așa, e o comparație. Nu mai puțin. Insuflăm cu un dispozitiv electronic, dioxid de carbon în cavitatea bolnavului, aproximativ 3-6 litri se insuflă. Așteptăm să se creeze această cameră de lucru, în care noi vom avea un spațiu în care vom putea lucra. Sigur, tot sistemul este etanș. Dacă se pierde gazul respectiv, pierdem și camera de lucru. Deci toate instrumentele noastre au niște supape care ermetizează camera asta de lucru și în momentul în care se pierde, scoțând instrumentul, se suplimentează în mod electronic. Dispozitivul suplimentează dioxidul de carbon în așa fel încât presiunea în interior este constantă. Ducem primul trocar de 10 mm sau de introducem laparoscopul, propriu zis, care este un sistem de lentile care are la capăt o cameră video prin care vom filma în interiorul bolnavului. Se pot vedea o cameră. Thank you.
În mod normal, aceste aderențe nu există în jurul colegiului. Practic, operația s-a încheiat pentru că am apelat. Operația laparoscopică a luat sfârșit. A fost o misiune încheiată cu succes de medicul specialist chirurg, dr. Gabriel Dicu. Cum a evoluat această operație? Operația a decurs obișnuit, fără incidente deosebite. Probabil ne-am bucurat și de avantajul că pacienta a fost tânără și operația s-a desfășurat în condiții foarte bune. Deci fără niciun fel de incident hemoragic sau de altă natură, după cum s-a putut vedea și pe imaginile. Acum, ca să înțeleagă mai bine telespectatorii noștri, o să ne povestiți puțin ce tocmai am văzut și puțin despre această metodă de intervenție chirurgicală. Metoda asta presupune utilizarea unui echipament complex care este alcătuit din mai multe circuite. Este un circuit de imagine, să zic așa, un circuit de electrochirurgie, un circuit de insuflare a dioxidului de carbon și al patrulea circuit ar fi de spălare-aspirare. Toate aceste circuite care sunt legate între ele trebuie să funcționeze perfect. În situație contrarie, sigur că operația nu poate fi desfășurată. Deci este ca o mini-uzină, să zic așa, care trebuie să funcționeze perfect. Metoda presupune a privi în interiorul abdomenului bolnavului, pe, cum s-ar zice, folosind ghilimele de rigoare, pe gaura cheie, adică pe un mic orificiu introducem o cameră video care filmează în interior. Pentru a filma în interior, în schimb, avem nevoie de spațiu și acest spațiu, ca să ne-l creăm, insuflăm un gaz, dioxid de carbon, care este un gaz inert, nu este periculos pentru pacient, se insuflă și tot spațiul ăla este perfect etanș, obligatoriu, altfel pierzând gaz, pierdem din spațiu și nu mai avem, cum să zic eu, comoditatea intervenției. Se introduc trocarele, în cazul colecistectomiei laparoscopice se folosesc 4 găuri, 3 mici de 5 mm și una de 10 mm, pe cea de 10 mm se introduce camera video și se operează efectuând în interior același lucru care se face la operația clasică, adică este o operație completă, se scoate colecistul cu tot cu calcul. După detașarea colecistului din patul hepatic, el vine scos prin unul din cele două trocare mai mari, după care, sigur, pacientul se exsuflă, adică gazul din interior este eliminat și recuperarea lui este mult mai rapidă pentru că nu are tăietură. Care sunt avantajele acestei intervenții, atât pentru pacient cât și pentru medic? Avantajele sunt multiple. În primul rând, durerea postoperatorie.
Este mult mai mică decât consecutiv chirurgiei clasice. Cicatricile, evident, nu există pentru că, fiind incizii foarte mici, nu vorbim nici despre cicatrice. Și recuperarea post-operatorie este mult mai rapidă, adică omul stă mult mai puțin în spital, recuperarea fiind mult, mult, mult mai rapidă decât la, în chirurgia clasică. Deci sunt numai de aia, metoda a făcut turul lumii foarte rapid, a fost o revoluție, ca și telefonia mobilă, cum se spunea. În schimb, pentru medic e mai ușor, e mai dificil? Pentru un medic care dispune de echipamentul necesar și are antrenamentul și competențele necesare, operația nu este mai dificilă decât metoda clasică, pentru că aparatul, după cum ați văzut, dă posibilitatea de a vedea în interiorul bolnavului prin intermediul unor imagini mărite. Deci camera asta video care am folosit-o mărește imaginea de 15, chiar 20 de ori. Deci o vizibilitate mult mai bună, ceea ce, să zic așa, reprezintă un avantaj. Cât va rămâne un pacient internat în spital după această intervenție? După această intervenție, media durată de spitalizare este undeva la 3, dar poate să oscileze între 3-5 zile, sigur și în funcție de evoluția bolnavului, dar în general cam 3 zile. E o costisitoare asta în intervenție? Din punct de vedere al costurilor, sigur că nu poate să fie mai costisitoare datorită faptului că bolnavul stă mai puțin în spital și stând mai puțin în spital, costurile sunt mai mici. Există niște costuri inițiale de investiție în echipament. Ei, aici, datorită acestui lucru, metoda s-a răspândit mai greu în România pentru că a presupus presupune o investiție inițială mult mai mare și n-a existat un interes la nivel guvernamental pe domeniul ăsta și atunci metoda s-a răspândit datorită eforturilor medicilor din diverse spitale care au vrut să devină competitivi, să se compare cu cei din alte țări, să zic așa. Care sunt limitele acestei metode? Limitele există și ele, în sensul că unul din dezavantajele metodei ar fi că dispare posibilitatea de a explora manual pacientul. Deci nu putem palpa în interiorul abdomenului. Orice operație clasică presupune o explorare în interior și atunci nu mai poți beneficia de simțul tactil al chirurgului. Deși este descrisă chiar și la această metodă, un fel de palpare prin intermediul instrumentarului. Și atunci, sigur, explorarea se limitează la una strict vizuală, ca și când e descrisă în literatură, ca și când ai vedea din avion un câmp. Dar nu vezi în detaliile din profunzime, pentru că explorarea vizuală e undeva de la distanță. Da. Și, sigur, metoda s-a răspândit foarte mult, adică se aplică la multe metode, la multe operații care înainte se făceau clasic, acolo unde spitalul beneficiază de dotările necesare. Limitarea este oncologic pentru că există riscul ca scoțând o tumoră printr-un astfel de trocar, există posibilitatea însămânțării. Și atunci eu am văzut cazuri în care pacienți oncologici operați laparoscopic, din păcate, s-au complicat cu însămânțări tumorale la nivelul punctelor de trocar. Acum trebuie să pregătească pacientul pentru astfel de operație? Nu presupune o pregătire specială, ci pur și simplu pregătirea este una comună pentru intervențiile clasice. Deci, sigur că nu trebuie să mănânce înainte cu câteva ore de intervenție. Deci nu e o pregătire specială, să zic așa. Din punct de vedere al sănătății, pacientul trebuie să aibă anumită stare sau nu cred că se poate aplica pe orice pacient? Nu. La început, când s-a introdus metoda, contraindicațiile erau mult mai numeroase. Acum ele s-au restrâns. Inițial, pacienți care aveau incizie, deci operații vechi pe abdomen, datorită aderențelor care se creează în cavitatea peritoneală, chirurgii apreciau la vremea respectivă că nu poți crea acea cameră de lucru și operațiile pe abdomen reprezentau o contraindicație.
Acum nu mai reprezintă, pentru că acele aderențe se pot desface laparoscopic. Dar sigur, contraindicație, una dintre contraindicații, să vă precizez, e de exemplu în urgență în ocluzie intestinală, unde intestinele se dilată foarte mult, ocupă întreaga cavitate peritoneală care este în tensiune și există riscul ca în momentul în care introduci trocarele să perforezi un intestin. Având în vedere totuși că această operație se desfășoară sub anestezie totală, există anumite contraindicații în ceea ce numește starea pacientului? Sunt contraindicațiile generale pentru intervențiile clasice. Desigur, un bolnav care are un risc operator mare din punct de vedere anestezic, risc valabil și pentru operațică, este valabilă și în chirurgia laparoscopică. Dar vreau să vă menționez că un bolnav în general tarat, care poți să-l operezi laparoscopic și vorbim în speță de colecistectomia laparoscopică, e preferabil să reușești să-l operezi laparoscopic pentru că el va suporta mult mai bine în postoperator evoluția fiind operat laparoscopic decât clasic, unde tăietura respectivă îi limitează funcțiile respiratorii. O concluzie pentru... Cred că este o metodă care a revoluționat chirurgia. Este îmbucurător că putem să o desfășurăm, să o efectuăm și la sighetul Marmației. Este o metodă care a făcut în conjurul lumii tocmai datorită avantajelor numeroase care le are. Și sperăm ca în viitor să existe și un sprijin concret, adică niște programe la nivel național care să încurajeze metoda asta, chiar și în spitalele mai mici, să zic așa. Nu numai în cele universitare, da.